Salut! Bine ați venit la un nou show de pe Player One. Se numește Play. Eu sunt Cătălin, el e Cosmin. Și ce o să facem noi în Play este să luăm o dată la ceva vreme, câte un joc. Și o să-l jucăm, nu trebuie să fie nou. De exemplu, astăzi vom folosi un joc destul de vechi, Cosmin. Destul de foarte vechi. Cosmin va juca jocul și noi vom discuta diverse lucruri pe baza Marginea lui. lui, da. Eu cred că o să vă placă, e primul Prince of Persia. Da, e unul dintre jocurile care, mă rog, le știu și acum pe de rost și cred că am jucat, îi povesteam și lui sute de ore pe vremuri și aș vrea să, măcar o dată, să împărtășesc și cu voi. Da. Că, plus că sunt sigur că multă lume nu știe și n-a jucat jocul ăsta, cel Exact, puțin în ziua de azi. exact. Probabil le cunoaște pe cele mai noi, Da, cu da, da. Sands of Time, cu Da, da, da. Prin 2008, dar nu și pe cel care a pornit practic seria. Joc realizat de Jordan Mechner în anii 80 pe Apple II. Da. Noi vom folosi varianta de PC, rulată printr-un DOSBox. După cum probabil vedeți pe ecran, avem un command prompt. Intră în joc, hai să ne distrăm. Deci, pentru ce nu știe, se scrie așa și se dă enter. Bang! A? A? Them Pixels. Jocul ăsta a trecut prin multe schimbări de-a lungul vremii, mai ales după ce a fost portat pe diverse platforme. Asta e una dintre cele mai pure Da. versiuni ale De sale. asta am și De vrut fapt, să... chiar și asta arată un pic mai bine decât cea originală de Da. Apple II, Asta e dar... versiunea cu care am crescut eu și am insistat să jucăm pe asta. Ia uite, poveste. Da. Pe vremea aia nu... Traduci? Trebuie să traduci, nu? Nu. Pe vremea aia nu prea existau secvențe cinematice Cu sau toate chestii de astea genul are ăsta. și așa ceva. Uite că... Hai mă, uite, vezi, e cu engine-ul. A? Ea e prințesa. Princesa. Și pe vremea aia, în 90, când jucam asta, mă rog, pe vremea aia nici n-aveam grafica color. Era pe monitor de la CGA cu nuanțe de verde. Și mami se părea, mamă, ce grafică bestială, uite și animații și... Bine, ții minte că animațiile astea au fost făcute într-un anumit fel. Se numește rotoscopie și a folosit practic material filmat cu o cameră video. Pe vremea aia îți dai seama cât de greu era să Scuze-mă digitalizezi. că te întrerup un pic, ideea e că Jafar o vrea pe prințesă, prințesa nu voia pe Jafar, nu-l voia pe Jafar și dă o oră să se hotărască că dacă nu o omoară. Între timp, Și prințul... Jafarul ăsta e înainte de Jafarul din Aladdin, așa că n-o copie de acolo. Așa, te rog, zi mai departe. Da, vorbeam despre sistemul de animații realizat prin rotoscopie. Pe vremea, îți dai seama că totul era analogic, nu puteai să filmezi digital. Și omul ăsta a înregistrat secvențe cu fratele lui, mi se pare, a filmat toate mișcările prințului și apoi cumva a reușit să creeze fișiere digitale, probabil frame cu frame pixelat la ce rezoluție era pe vremea aia. Asta e un demo de gameplay, Și nu da, joacă încă nu se nimeni joacă încă. nimeni. Culmea e că nivelurile astea nu apar nicăieri în joc. Sunt Da? făcute special pentru demo, da. A, sunt demonstrative, da. Da. Și pe urmă a luat fiecare frame în parte cu fratele său și a desenat pixelii pe care îi vedem acum cu prințul și inamicii și Ok, whatever. hai să întrerupem demo și hai să jucăm noi, ce zici? Deci demo-ul ăsta rulează la infinit sau cum? Da, o ia din nou cu intro-ul Am jocului. înțeles. Ok, go! Nu există niveluri de dificultate sau ceva, pur și simplu. Primul nivel. Sunt 12 nivele, aici o oră să termini jocul. Dacă n-ai terminat într-o oră, Game over. game over. Să mărite prințesa cu Jafar? Nu cred, cred să o moară sau ceva. Să se sinucide ea? Uite aici, poți să te prinzi ca să nu pierzi viață. Ideea e că dacă cazi de la două niveluri înălțime, pierzi o viață. Dacă cazi de la mai mult de trei niveluri, mori. Aha. Ok, hai să... Bine, tu ai trei Da. din alea N-ai bare de cum viață. să te bați cu distrusul ăsta încă de aici, așa că Vezi câte fugi o repede, moară? nu te omoară. Așa, fugi repede în căutarea unei arme. Eu știu jocul ăsta pe de rost, există mai multe, cum se cheamă, rute, dar o să le folosesc pe cele clasice. Poți să faci și pași așa dacă vrei să Dacă nu mă nu... înșel aici, poți să sari undeva sus, în partea din dreapta Da, cred că acolo. poți. Era un secret și ajungeai la o poțiune, dacă nu mă înșel. O să luăm și câteva poțiuni care
Deocamdată n-ai nevoie de poțiuni care să-ți umple viața, pentru că poțiunile alea mari te interesează, alea da, care alea care îți mai dau o viață exact. În plus. Eu jucam, prima dată când am jucat Prince of Persia a fost la cabinetul de informatică în școala generală. De ce? Și puteam să ajung destul de frecvent la nivelul 3 sau 4, care e la auriu. 4. 4. E, până acolo, niciodată. Eu n-am văzut niciodată mai mult de nivelul 4. Aici iei sabia și acum poți să te întorci să te bați cu deci, mine backtracking. Ăla. Da? Dacă nu mă înșel sus acolo, în stânga de tot e o poțiune, nu? Ce să fiu cu tine, nu mă știu exact, dar din ce țin minte, prima poțiune de aia mare e de-abia nivelul 2. S-ar putea da. Să-l greșesc, dar eu așa și țin. Schema de control, cel puțin mie, mi se pare foarte ciudat acum, pentru că apeși în sus ca să sari. Nu ai un buton space sau control. Sau de fapt, cam tot jocul, în afară de shift, se joacă doar cu săgețile, nu? Da, e doar shift, e butonul de acțiune, dacă vrei. Care faci, folosești să faci pași ăștia mai mici. Să faci pași, să te bați, iar în timp ce te bați cu susul, faci bloc. Și cu da, shift-ul da, ataci. Exact. Ne, am reușit să ne întoarcem de unde am plecat cu sabia. Da. Nu! Ah. Ah. Bun, e bine. Am luat și el o viață, da. Man. E bine, aș fost culmea să mor e, exact aici. Nu trebuia să-l atragi prea mult. E, că... a mers. Da, și aici trebuia să te prinzi că trebuie să sar mai întâi acolo da. Ca să deschizi nivelul din spatele, nivel. Din spatele carpetei, știi? Da, da. Răpirea din sărai. Asta a fost primul nivel. Ideea e că acum urma, în jocul original, urma un nivel de copy protection, în care îți împânzea un nivel de poțiuni mm-hmm. și trebuia să bei poțiunea corectă. Care scrie în manualul jocului. Care scrie în manual, exact. Și în versiunea asta, nivelul ăsta a fost eliminat. Jocul e abandonware, oricum, acum. Da, poți să-l găsești pe oriunde, gratuit da. Și legal. Are 300.000, ca să-ți faci o idee cât de mari erau jocurile. Da. Ce ziceam, așa blochezi, n-am reușit eu să-i... Poți să blochezi și să contraataci. Un sistem de luptă destul de avansat pentru vremea aia, da. Păi, dacă stai și te uiți... Pentru că... Și animațiile... Mamă, deci mi-a sărit un pic inima. Așa, și animațiile și totul sunt cu mult înainte. Gândește, jocul ăsta e din 1989. Da, da. Și cum am zis, era inițial lansat pe Apple II și omul... Mechner și-a dezvoltat singur engine-ul, și-a dezvoltat singur animațiile, muzica, sau muzica mi se pare că era făcută de tatăl său. Știu că în alt joc realizat de el, tot pentru Apple II, Karateka, folosea muzică compusă de tatăl lui pe nu știu ce claviatură din asta old school. De exemplu, nu mă interesează poțiunea de jos, pentru că e poțiunea care doar îmi reumple o viață. Da, e health potion. Da. Iar eu... Hop. Mamă, nu știam asta, niciodată n-am știut chestia asta. Hai mă, mori. Dar poți să-l împingi în da, țepi, da. Nu? Ha, știam asta. Asta a fost plăcerea mea să fac chestiile astea. Uite, de exemplu, acum e ok să bei poțiunea asta când dă viața înapoi. Poțiunea albastră îți mai bagă? Poțiunea albastră ți-a o viață. Ah. Deci don't touch it. Treaba e că nu e gândită foarte bine, că odată ce ți-ai luat apa, nu mai e altă dată. Da, păi nici nu cred că mai apar. Aici trebuie ideea e că ca să poți face o săritură mare, ai trebuie nevoie ai de trei dale de astea. Pentru că tu trebuie să apeși pe sus, pe dala, cum ar fi asta, dinainte. E, dacă vreau să fac o poțiune, dacă vreau să fac o săritură în viteză, trebuie să vin de ecranul ălalt. Dar nu are rost să ne complicăm. Poți să sari direct de la margine. Ideea e că trebuie să blochezi cum... Și e nasol că trebuie să iei în calcul și animația de scos sabia, nu? Da. Hai, boss. E, și aici e prima, cel puțin din ce mi-aduc eu aminte, e prima puțină... Primul upgrade. Da, exact. Da, ai. Ca să nu te omoare... Țepii, trebuie să mergi ușor cu shift. Și acum mi-a băgat patru. O chestie valabilă inclusiv în Prince of Persia Sands of Time, dacă ții minte țepii aia. Cam mult timp am pierdut. Puteai să-i eviți dacă apăsai foarte ușor pe stick-ul analogic. Da, pe PC nu știu dacă puteai să faci asta. Deci cred că trebuie cu tastatura. Da. Sau puteai să mergi prin... Da, da, încercăm să rezolvăm totul jocul. Hey, aici e interesant pentru că... Este practic porțiunea de final a nivelului și poți să o abordezi în două feluri. Fie să te bați cu unul, fie să nu te bați cu unul. Eu o să merg pe varianta clasică. Pacifist? Cu bătaia. Nu, cu bătaia.
Deci dacă o luai în stânga, înainte să sari acolo, puteai să Trebuia mergi să... pe ruta alternativă. Sări prost. Există o rută alternativă oarecum ascunsă pe care... n-am fost... Și acum dacă fugi în partea din stânga ecranului, nu ai ba scăpat? Ba da, poți să scap. Deci poți să o dați pacifist și, prefer să-l și pe ruta asta. Ce bine nu, că ți-ai okay. luat upgrade-ul. Acum chiar nu mai are niciun... Nu, el nu are să cum te să... cu el. Ideea e că poți să-l lași în fața ușii aici și tu să te duci pe ușă și el să rămână ca fraier. Aha, am înțeles. Deci coborai de... de acolo, de da, jos, da, da. Pentru că... Uite, asta se rupe. Aha. Și puteai să vii pe aici, o dărâmai da, și da, da, urcai da. Și nu te mai interesa de el. Dar... Bine, se vede că ai jucat jocul ăsta... Da, e... Ok. Cam... 2 din 12, mai sunt 10 da. Și 54 de minute. Eu zic că ești ok. Da, să vedem că o să probabil că pe la nivelul 4 așa o să încep să și mor. De ce, boss? Pentru că nu mai am antrenament. Pe vremea când eram mic, terminam jocul ăsta într-un sfert de oră, da. Sfert de oră? Da, da, trebuia da. Să faci speedrun, să-ți sari prin toate ghilotinele, să... Și să eviți toate luptele da. Și să... Am înțeles. De exemplu, eu aici o să merg direct pe... cum se cheamă, pe path-ul corect, pentru că nu mai stai să explorezi, da, și, da. Și am observat că la fiecare nivel uite, nou de îți exemplu, umple viața. Acum sari în gol, da? Da, eu știu unde sar. Și cum trebuie să descoperi chestia asta? E, descoperi. Trial and error. Da. Pe vremea era altfel. E, și acum e o cursă contra timp. Unde e ușa care se deschis? În partea aia. Aha. Și o auzi da, 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 că da. Se închide și trebuie să faci o mega săritură aici. Ma. Și să te prinzi și intrai pe și nici nu mai poți să, dacă ratezi, ai murit. Nu, dar aici era checkpoint, dacă mor de aici încolo, te ia de aici. E, și aici aveți un schelet și zici oare ce se întâmplă cu scheletul ăsta. Nimic. O să afli mai târziu. E, aici îți introduce prima oară țăcănitorile, așa le-am zis eu. Da, lamele, eu așa le ziceam. E simplu să treci prin ele. Și le-ai și dezactivat. Da, dacă nu ești pe același nivel cu ea, nu funcționează. Ah, am înțeles. Înălțime. Și aici aveți sfârșitul. Ideea e că tu puteai să te duci la început, dacă o luai în stânga, nu o luai în dreapta, ajungi aici și nu știi cum să ajungi la trapa. Buton. Da. Ca așa explorai, na, dacă vrei. Da, bine. Aici mă amuză cât de bine ai făcut designul. Adică mă amuză, mă uimește mai degrabă. Designul unui joc... foarte, foarte vechi. Da. Și uite aici scheletul învia și nici n-are... N-are viață, trebuie să-l arunci în da, trebuie groapă. Să-l arunci în... Hai mă, putem groapă. Ah, mi-a dat-o. Știi de ce mi-am amintit hai mă, jos cu tine. Sword fighting-ul ăsta din Prince of Persia old school, de luptele dintre Obi-Wan și Darth Vader din A New Hope. Uite, și acum ați dat jos drumul aici și el n-a murit că el e prea șmecher. Ah, și ți-a luat și o viață să-mi bat copiii. Ți-am zis că trebuie să-i în calcul și animația. Da. Păi și acum cum scap de el? Chestia deasupra hăului e dală de aia care se spart. Aha. Încă... Ok. Vai, frate. Aha. Motherfucker. Și acum știa și cântat și ăsta era Q-ul că i-am l-ai bătut pe bune, da. Ce chestie. Ah, și a ajuns la final. Ți-am zis că poate pe nivelul 4 să mor. Ok, 2 din... 3 din... 3. 3 deja? Da. Da. Păi și acum intră unde ziceai tu că ai ajuns la nivelul cu... Cu unde era Auriu. Auriu, da. Păi astea sunt două teme are jocul, asta cu dungeon-ul. Și aici o mai vezi pe prințesă, cum te așteaptă și așa mai departe. La un moment dat e important ce se întâmplă. Prințesa. Da, la un moment dat e important ce se întâmplă în... Caținuri. În caținuri trebuie să fii atent, că mi-am mâncat zilele. Da, aici devenea destul de greu jocul, nu te-mi amintesc, că erau mai multe... Aici o să mai mergem să mai luăm un upgrade. Și când iei upgrade-ul ăsta, rezolvi și niște chestii pe care altfel ar fi un pic mai greu să ajungi la ele. De altfel, path-ul ăsta cu upgrade-ul e chiar recomandabil. În... Deci e chiar recomandabil față de calea, să zic, normală. Pentru că e tot dărâmat de alea de-astea și cad în cap la niște arăbeți. Și deschid și niște uși care rămân deschise. Hai. A trecut 10 minute deja.
Bineînțeles, dacă vrei să faci speedrun, nu o să stai să iei chestiile astea. Păi n-ai nevoie de toate barele de viață dacă nu stai să te lupți cu... Ce să știa, gărzi, nu? Da. Sunt gărzile palatine. Eu le ziceam otomane. Era mic. A, așa. Ideea e că continui pe aici și ușa asta era închisă și trebuia să te duci în stânga să o deschizi, aha, dar acum e tot deschis. Și acum o să facem o aroganță pe care o țin minte din... Mamă! Fuck! Deci a, și îl împingi ca să-l taie... Da. Frumos, elegant, da? Și a rămas, vezi că a rămas și cu sânge, da, la Maia. Știam se... că am încercat de mult chestia asta, să pot să sar direct din ea, uh-huh, direct pe ea, când intri și am mers și am ținut o minte și de fiecare dată sar. Așa. Aici shift, nu? Poți să faci așa, da. Și pe asta de unde deschizi? Din partea elaltă. Hai mă, vin așa. Și de ce ai venit să te bați cu asta dacă nu se deschide de aici? Păi nu, asta e ușa de sfârșitul nivelului. Păi da. Păi te duci în partea aia și te întorci. Ah, mai era... Deci eu nu vedeam, nu mi-aș da seama că poți să continui în dreapta, de exemplu. Trebuie să fii un pic mai open-minded când joci chestii de-astea mai vechi. Mai ales dacă nu le știi pe din afară cum le știe Cosmin. A, și asta era fără ușa. Asta a deschis carpeta. Da. Eu așa le zic. Carpeta. Ok, în jos e iarăși waste of time. Da, și asta îmi place, ducem. Că în jocurile din ziua de azi nu mai există. Ideea e că aici ajungeai la un soi de oglindă. Mamă, ce nu știu ai făcut, și nu știi ce să faci. Ai reflexii, frate. Ideea e că trebuie să sar prin ea. Și apa, umbra, ca așa îi spuneam, alter ego-ul tău pleacă în partea elaltă și te-a lăsat și cu o singură viață. Da. N-are rost să bem viața aici, că terminăm nivelul, da, și îți dă full. Uite că n-am murit în 5. Umbra e shadow prince, dar n-am văzut cât mai avem. Păi, suntem ok. 17. De aici încep să devină lucrurile mai complicate. Iarăși, n-are rost să mă duc să explorez, pentru că eu știu cum trebuie să o iau. Ok. Asta deja are 4 bare de viață. Îl omori sau îl împingi? Nu știu ce, whichever comes first. Ambele. Așa. Este nivelul 5. Nivelul 5, da. Și până acum n-am murit. Nu. E, aici este o chestie complicată. O să doar o să o arăt și nu o să intră în ea. Wow. Este un dăla, da? E, și tu când ajungi aproape să bei ăla, vine pe ușa elaltă umbra și ți-o bea și fuge. Mm. Așa că nu are rost să stai să te chinui. Da, e și o chestie destul de grea acolo, cu două lame în același, da, timp, știu. Și e doar bait. Așa, așa că vom continua. Așa. De, cum? Păi știe de la început că văzuse ecranul ăla. Păi nici n-ai minimap, de unde știai? E, ții minte. De asta, bă, dar parcă jocul ăsta, că l-am jucat și ieri odată și era, partea asta am pierdut, am murit de vreo 3 ori. Deci te-ai antrenat. Da, am zis ca să nu mă fac de râs când filmez din nou. Îmi place că fiecare are altă culoare de, da, bară de viață. Fie, practic, păi, e aceeași fiecare culoare personaj cu e unic. Da, bine, dar vreau să zic că fiecare personaj e unic. Nu, da, sunt random goon number 5. Cum se cheamă? A fost mai mult efort în chestia asta decât i-ai pus în ziua de azi. Exact. Și hai, mă, sunt destul de comuni inamici ăștia din câte văd. Nu e ca și cum... Hai, am murit. Fiecare avea o personalitate sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu s-a gândit el să facă separatul ăsta e verde, de exemplu. Aici e mai complicat și dacă nu e... Dacă nu ești pe fază, zici să ți-o dea. Așa. Dar, și asta a fost și cu nivelul 5. Da? Da. Băi, eu cred că ne încadrăm. O să văd. Mi-a folosit antrenamentul de... Da, da. Muscle memory. Da, da. Oricum jocul ăsta ți-am zis să-l știu, cred că nu o să-l uit până la 80 de ani, o să-l știu la cât l-am jucat. Și ziceai că, mamă, domnule, eu nu mă joc, nu rejoc chestii. Uite că rejoc. Da, dar pe vremea aia, știi cum, când ești copil, ai o toleranță la a juca aceeași chestie de 150 de mii, da, de ori. Da, uite, acum îl joci și încă îl știi și încă îți place. Da. E, nivelul 6. Nivelul 6 e destul de scurt și are încă o particularitate.
Are un singur, mă rog, mai e scheletul și mai este Apare din nou scheletul, ok. Nu, n-apare aici scheletul și nu mai apare deloc scheletul în jocul ăsta. Cum? Cum? Nu pot să înțeleg. Așa. De fiecare dată când încerc chestia asta. Ideea era să nu vii în fugă și să sar, că te duci te direct în țepi. Și mergi cu shift. Așa e ok. Uite, fii atent. Aici este grasul. Așa ai zis tu? E cam gras, nu? E, grasul e capabil să te să bată ca șmecherul cu tine. Da, știe, poate să pareze de mai multe consecutiv. Da. Exact ca Jafar la sfârșit. Spoiler alert. Te bați cu Jafar la sfârșit. Hai, hai, gras. Dar Jafar nu-l chema și pe ăla din Aladdin? Păi tocmai am zis la început că ăștia au fost primii care i-au zis Jafar. Ah! M-a dat-o grasul la ocarină. Gata, l-am omorât și pe gras. E gras, da? Da, da, e... Așa? E mișto să poți să-l dai într-o lamă aia, ce mișto e faza aia cu steluțele. Da. E, și aici e încă o fază. Ești cu umbra față în față. Zici, okay. What the fuck should I do? E, e simplu ce faci, te arunci. De ce? Și treci în nivelul 7. Pe care trebuie să-ți apăsa pe buton ca să... What the fuck? Să nu mori. Mă, ce design nebun. Și ai văzut aici, e verde. E verde. E, aia o să o folosești. Trebuie acolo să e scheletul. Acolo. Da, n-ai nicio treabă cu scheletul, nu? Dar cum puteai descoperi chestiile astea? În Prince of Persia 2, la un moment dat, ca să poți să te termini, ca să poți să termini, trebuie să mori într-un loc și să aștepți să vezi ce se întâmplă. Really, motherfucker? Da. Ok, aici e foarte important să dai peste asta pentru că blochează trapa aia care închide ușa, că o să ajungi mai târziu pe acolo. Ok. Da, asta e, cum ziceam, era în primul nivel o fază de genul ăsta de SRA și ajungeai la o poțiune sau ceva de genul. Hai. Ok, ah. Vezi că aici mă așteptam să vină alt ecran, vezi? Nu mai țin bine minte nivelurile astea. Hai, mă! Hai, mă, obositule. Bun. Și? Asta cred că a fost singurul care a avut bară de viață ca ta roșie. Da, n-are rost să mă duc să iau viața aia, că am suficientă viață. Aici trebuie să ne taimuim bine săritura, ca să nu închidem ușa. Și ca să finim peste asta. Ok. E, și acum este o șmecherie aici. Logic, jocul ăsta nu numai... trebuie să sari, trebuie să-ți dai drumul. Să nu te prinzi de prima și de a doua. Ah. Da, nu așa. Să e ok, e bine, am murit odată. Se întâmplă și prima la case mai mari. E bine, nivelul 7, față de cum... Deja... Ah, nu! Dar o să beau poțiunea aia de data asta. Știi că te scoate din ritm și s-ar putea să mor de mai multe ori acum. Eu cred că te descurci. Hai. Adică până acum ai făcut... Neapărat trebuie să... Ai făcut performanță destul de bună. Și o să-mi cade aici, dacă îți cade în cap, asta vreau să zic, dacă îți cade în cap... Da, pentru că n-am sărit unde, nu m-am dus până la mijloc. Trebuie să duci pe coloană. Ok, nu, încă nu e o problemă. Vezi că urmează o luptă cu Undala. Da, cu e descurcăm. Guardian. Guardianul Galaxiei. Hai, ne descurcăm. Sunt... Hai, așa, și... Încă unul, bang! Bun. E, și acum o să sari ca să iei poțiunea. Acum o să sar. Bun. Poțiunea îți dă una singură? Una singură, da. Oh, ce trist. Okay. Dar, teoretic, și o viață ți-e de ajuns. Dacă tot. Ai skill, talent și valoare. Bun. Și de data asta nu o să mai fac imprudența pe care am făcut-o. S-ar, te prinzi mai întâi să de primul și... De prima și o să-mi dau drumul de acolo. Ok, nu știu dacă mai bine fac acum, ca să fiu sigur. Ok, și aici, pe partea asta e chiar simplu. Dar să nu sari. Stai că nu chiar așa, ok. Sari direct pe partea cealaltă. Da. Nu sunt atât de stăpân pe porțiunea de nivelurile astea, pentru că nu le cunosc chiar atât de bine. Da, în general, la toate jocurile mai vechi, ai jucat primele niveluri de atât de multe ori încât le știi pe din afară și cele mai
mai avansate sunt da. Problematice. Dar mai e un singur monstru, inamic ăsta. Asta înainte purpuriu. Da, înainte de final. Așa asta că... se îți închide, da. Logic. Sper să nu apuce să-mi ia viața înainte să pot să blochez. Ok, să ok. Eu, pentru că e foarte important să nu pierd viața acum. Ce prostie. Hai. Nu, deci am omorât mai mulți de ăștia prin environment decât am făcut-o. Da. Primești plus XP, environmental da. Kill. Oh, fuck. Da, nu e greu. Ah, poți și cu un simplu pas. Ah. Deci nu e greu. Deci aici greșeam eu. Hey, asta era problema. Aici, dacă aveai aia deschisă, o beleai. Da, pentru că se închidea și trebuia să duci sus și să scadă aia în cap automat. Și acum ai să recunoști unde am ajuns. Aha. Și ce a făcut asta? You float. What the fuck? Air. El SD. Eu am jucat jocul ăsta foarte mult cu cheat-uri înainte să-l joc pe bune. Și aveai combinație să faci chestia asta. Da. Cum funcționează low gravity în Persia antică? Important e că am terminat nivelul ăsta. Ia vezi cum mai stăm cu tine. Suntem ok. Mai avem încă. Nivelul 8, nu? Urmează. Da, dar nivelul 8 și nivelul 9 sunt poate cele mai grele din joc. Nivelul 8, fii atent că aici e important. Aha. În cutscene-ul ăsta, prințesa vorbește cu șoarecele. Și e foarte important să ții minte chestia asta. Pentru că altfel o să te dai cu capul de pereți de nervi. Șobolan. Ok, nivelul 8. 40 de minute. Ce urmează acum e cel mai greu fraier din joc, pentru că ăsta nu va avansa niciodată. El nu vine după tine. Aha. Te așteaptă pe tine. Aha. Și e foarte... agresiv. Observ. S-ar putea să... E bine că mai am două vieți. Teoretic nu sunt suficiente ca dacă reușesc să-l bat. Totul este... tot timpul... Trebuie să avansezi și să-l împingi să mai degrabă decât să... Da. Ok. Gata. Environmental kill. Ok, ți-am zis că super sunt, mega, sunt destule... super shooter person, dude. Da, da, sunt destule viețulici ca să... Ok. Așa. Problema e că ăsta e unul din nivelurile care avea nevoie urgentă, să ai și, de exemplu, aici să ai un checkpoint și aha. Nu-l ai. Da, jocul ăsta de checkpoint-uri în general? Doar nivelul 3 acolo unde ți-am atât? Mai devreme. N-ai deci trebuie să faci totul dintr-o bucată. Nivelul... Are checkpoint-ul la începutul nivelului. Da, nu, zic, trebuie să faci nivelul dintr-o bucată. Da. Ei, ideea care e aici, asta e un pic. Observ, mergi pe jos și la un moment dat o să urci și trebuie să faci aha. Totul chestia aia de sus. Wow. Și trebuie să faci toată chestia aici, cred că ok, Israelica ăsta, nu-i problemă. Hai să ai doar 3 vieți. E ok. Și el are doar 3 vieți. Dar nu mai sunt upgrade-uri pe tot jocul? Ba, e posibil să mai fie, dar mai le țin minte. O să mai găsesc de aici încolo, că dar... Țin minte că am văzut niște... E foarte... Niște gameplay în care avea atâtea... Păi poți să-ți bagi cu cheat-uri. Ah. Aici correct. M-am urcat ca să am... Ok. Încă o bară de viață. E, și aici e o fază tare. El reacționează la sunet. Îl vezi că s-a întors? Aha, aha. Dacă mergi cu shift. Dacă mergi cu shift, nu se întoarce. Wow, și e important tare. Pentru că o să vii de acolo și până scoți sabia, riscai să pierzi o viață. Aha, aha. Inteligent, Mehner. Da, o groază de chestii, repet, e joc de acum 25 de ani. Și în continuare niște chestii pe care jocul din ziua de azi nu le au. Și aici sus e încă bun de aia de logic. Viață. Da, încă de asta de viață, care îmi folosește. Okay. Și acum să wish me luck, pentru că partea, ți-am zis, chiar și așa. Și poate să te scoată din ecran oricum. Da, vine și el după mine. Dacă suntem în timp de bătaie, vine și el după mine. Era mai bine dacă l-omoram pe trapă, că blocam ușa deschisă, dar ne descurcăm și așa. Ok. Wow. Așa, deci trebuie să treci pentru că
ușile astea două scole corelate. Hai, hai. Go. Și acum te lași în jos, nu? Și am trecut. Ah, aici nu știu dacă am trecut. No. Wow. Okay. Deci you hacked, you hacked the Matrix. Da, deci sunt un veritabil Indiana Jones. Snakes. Okay. I hate snakes. Ok, bine că m-am... aici n-are rost să ne... Da, băi, ușor, așa, albați pe la și te-ntorci, nu? Da. E cel mai sănătos. Ok. N-a atacat fraierul. Încercăm să-l omorâm pe trapa aia ca să nu mai avem... Înțelegi? Gata, ușa asta nu se mai închide, adică nu mai există trapa aia, ceea ce e ok. A, deci acum când deschizi, mie mi s-ar părea logic să fie invers, să nu se mai deschidă ever fiind de la pe trapa. Da, da. Trebuie să fii aici. Și e bine, pentru că aici era și săritura asta destul de împuțită. Ah, no. Mai bine sare așa, mai... Deci chiar, mă, bă... E, aici, teoretic, dacă făceai speedrun, trebuia să sar prin amândouă de mm-hmm. 35 de minute. Mai bine, stai la locul tău. Și ai deschis? Ah, și acum trebuie doar să te întorci. Da, mă, că problema e că... Ok, și am trecut. E, te-ai întors, însă aici e ușa închisă. Bine, când faci speedrun poți să te duci și să... Uh-huh. E, aici era momentul ăla în care îți rupeai părul din cap, de asta nu mai am așa mult păr în cap. Și e ceva cu șoarecele. Bineînțeles că e ceva cu șoarecele. Vine șoarecele și te ajută. What the fuck? Deci cât de... cât de... Cum puteai să descoperi chestia asta? Stăteai și așteptai. Fără, deci eu am stat pur și simplu că eram ultra frustrat că nu reușesc să trec. Da. Decât să mor ce... aici, mai bine trec the safe way, uh-huh. pentru că nivelul e gata. Și uite că am reușit totuși să trec de nivelul ăsta, că foarte greu din prima. Ok, mai avem 3 niveluri? 35 de minute. Da. Vezi că te descurci în 10 minute? Nu știu. Nivelul 9 e complicat, nivelul 10 și 11 sunt scurte. Nivelul 12 e un pic mai lung. Da, și vine șoarecele înapoi și îl mângâie și... Aaa, săracul șoricel. Vezi? Bravo, șoricel. Dar trebuia să fii atent la chestia aia, că avea... totul are logică. În jocul ăsta, ok, hai să mergem. Bine, nu prea știai că șoricelul va veni, dar știai că e ceva cu șoricelul, bănesc. Mamă, deci am fost... Am mers la noroc, da, cu săritura aia de linia ori, da, și mi se părut că a fost cam riscant. Mi-a ieșit combinația. Mergi cu șip, mergi cu șip. Nu, că până am ajuns eu la ăla și ajungi din partea elaltă, deci e ok. Asta e sfârșitul. Mamă, ce m-am uitit, iar mă lua să mă... Nu. Ok, nu mai merg să fac... Vrei să-l întorci? Da, vreau să-l întorc, da, prefer siguranța zilei de mâine. Și bătăile astea e mult mai indicat, de exemplu, să-l întorci, să te depărtezi de ei și să bagi sabia să pleci. Aha. Că pierzi mai puțin timp când joci... Uite, viață. Da, important aici, de exemplu, dacă cazi... Aici nu mori, cazi de la începutul nivelului, ceea ce e ok. Dacă ai, dacă nu mai e doar o viață, dacă ai doar o viață. Deci de la distanță ai oricum îți ia... Da. E bine, n-am pierdut o viață până acum, e suficient. Ți-am zis, majoritatea timpului și o viață este absolut suficient. Ok. Asta bănesc să deschid undeva în dreapta. Da. Logică, toate plăcuțele cad. Puteai să o ieși și pe jos. Era la fel de eficient, dar prefer, ți-am zis, cărările pe care le stăpânesc eu mai bine. Ok. Îți trebuie avânt, de asta m-am întors să fac. A, și este chiar butonul, ok. Și poți să sari peste hăul ăla de trei bucăți? Trei bucăți poți să le sari cu săritură cu avânt. Ok. Și acum, o chestie foarte importantă în nivelul ăsta, care îți... Deci este... îngrozitor de importantă și trebuia să o vezi când ai trecut prima pe aici, oară pe aici, da? Să nu dacă voi reuși să... Ah! Să deschizi, cade trapa și deschide ușa aia de acolo. Este foarte importantă treaba asta. Pentru că altfel ajunge ușa aia acolo și... N-ai cum să deschizi. Da.
Cream că ai greșit când a căzut aia și... Asta și voiam să fac. Fuck. Ok. Mind games. Da. Și aici, dacă te duci prea mult, poate cei care n-au mă rog, văzut jocurile astea la vremea lor, înțeleg de unde să trage genul ăsta. Ah, nu mai merge așa ușor. Stare și multă viață. Mama lui de arab. Turc. Otoman. Otoman. Eu așa le ziceam, turc. Otomani. Deși erau persi săraci. N-aveau legături prea mari cu... Hai încă o viață. Bun. Așa, mă. Ok. Nu o să mă duc. Da, nu avem niciun rost. Și aici sunt mai multe chestii de explorat, dar versiunea corectă este asta. Și aici este o... Ma. Ok, n-are... Aia este... Aia e cu gravitația. Și nu e cu gravitația. Acolo dacă ajungi, poți ajunge, dar îți întoarce sus în jos. E o farsă. Why would you do that? E o farsă ca să te facă să... Să te chinui până acolo. Să te chinui, și aici nu în față. Da, ți inversează perspectiva sau butoanele? Da, deci totul e cu sus în jos și inclusiv butoanele sunt cu sus în jos. Ok, aici e... M-am chiorât ceva timp prima oară. Pentru cei care o să comenteze că casc foarte mult, nu casc pentru că mă plictisesc, casc pentru că e târziu, e 12 ceva. Da, am filmat și un gamecast am înainte. Am filmat gamecast înainte, dar e 12 deja ceasul aproape. Ok, aproape. Aici eram cât pace să mă duc fără să-mi dau seama unde mă duc, bine că am văzut. E, și aici e ultimul fraier, de care ziceai tu să nu se uite și am zis că n-am niciun rost să... Da, dacă venea eu cum din... Da. Hai, mă. Nu, no, asta are 5 vieți. E ok. Are 4. Nu! Eu am puține. Da, deci acum chiar nu trebuie să mor pentru că e sfârșitul nivelului imediat după. Și trebuie luat de la început dacă mor. Fuck. Ok. E bine. Play it safe. Bun. Încă 2. Sunteți la egalitate. Suntem la egalitate. Am luat conducerea. Și Steaua. Gol. Din vară la Steaua. Da, da. Ok. Și acum observ de ce îți trebuia ușa asta deschisă. Și nu ți-a din viață dacă cazi? Nu, pentru că ți-ai dat drum. Dacă cădeai de la nivelul ăla, îți lua o viață. Aha. Așa, când ți-ai dat, să consider că ai căzut un singur nivel. A, că e de la picioare în jos. Deci sunt o groază de chestii. Zi-mi cum stăm cu timpul, că teoretic... Păi... Nu prea. Nu cred că o să... Hai okay. Că după nivelul ăsta... Crezi că reușești să-l faci destul de repede? Dacă nu... În 5 minute sau mai puțin? Da, dacă nu mor și dacă mor te pun după aia. Da, motivul pentru care avem limită de timp... Cred că o să mor. Da. Da. Ok, dar păi... Nu e o problemă moartă de aici. Nu? Nu. Ideea e că avem doar 42 de minute pe cameră de înregistrat și trebuie să oprim să pornim din nou pentru trebuie restul. Trebuie să mă opresc pur și simplu un pic mai în față, acum e ok. Ok. Hai, mă. Aici sunt mulți, nivelul e foarte simplu, dar sunt mulți arăboi de ăștia otomani. Ok. Și care? Care doar. Nu vine să cred, bine că am. Mă. Ok, aici e important să ăla să stea în partea asta la altă pentru că e foarte greu să ajungi. Să, deci dacă ai te-a văzut din prima, te omoară înainte să scoți orice sabie. Așa ai tot timpul din lume să scoți sabia, să te întorci, să schimbi locul și... Ah! Am murit singur. S-a sinucis sau... Da, dar sunt să n-am eu destul de viață să termin nivelul. Noroc că e aici o de asta. Și dacă calci pe aia, o închizi, nu? Nu. Aia nu e așa. Înțeles. Și te întorci de la început. A, și faci un Z, practic. Te duci așa, te întorci și o să vii pe jos. Când ok, teoretic, termin în afară de ăsta mai e un singur otoman în nivelul ăsta. Și cum deschizi ușa? E sus. Dacă observi, penultima trapă e ridicat. Deasupra coloanei. Și trebuie să sari pentru ea sau cum? Nu, aia ultima cade. Aha. Și aș face bine să nu pierd viața acolo, să nu-mi cadă în cap. Deci trebuie să sari fix pe coloană acum ca să... Bun. Ok. 2 minute. Te descurci? Da, aici e ultimul, sper, ultimul...
Poți să înclini aia fără să te bați cu el? Poți să te bați cu el. O să încercăm, sper să nu pierd. Nu. O să, nu știu dacă o să-mi permit să... De exemplu, stau acum, okay. Nu. Da, dar nu sunt eu ok cu viața și prefer să nu risc. Ah, ok, trebuie să închizi. Nu-i nimic, hai că pornesc din nou. Hai că o să-i dau exact când repornești. A câta oară când am murit? A treia oară? A doua? A treia? A treia, a treia. Am mai murit odată în nivelul ăsta. Sperăm că... Am făcut destul de bine nivelul, doar că... Doar că n-am luptat bine în ultimul. Da, acum mi-am și făcut ambiție să-l las să uite la mine cum termin nivelul, să vezi. Ah, de ce am făcut chestia asta? De ce am făcut chestia asta încă o dată? No, no pressure. Avem 20 de minute. Da, da. Pentru ultimele câte no. Niveluri? Ce număr este? Mai e 11 și 12 după asta. Deci ăsta e 10. Ah, ok. Ok, nu prea bine, dar... Să spunem... Nu. Trebuie să stai să treci în partea asta. Ok. Ok. Tot asta sper să nu mai pierd piața iurea. Sus. Ha. Ok. Deci tot că am 3 vieți să mă bag cu 2 orangutani de aia. Ok. Wow, s-a deschide aia, se închide aia. Trebuie să le știi. Ok, nu o să risc sub nicio formă aici, o să aștept pur și simplu să vină, să mă atace, sau să-l atac eu. Aaaa, ce șmecherie! Nu m-am așteptat să riposteze. Am două vieți, teoretic sunt suficiente. Da, așa am zis și data trecută. Ok, așa. Bun, n-am pierdut viața. Ai văzut că atunci când începi să alergi, foarte greu avansează la început personajul. 25. Dar de ce nu faci faza cu shift-ul? Pentru că degeaba o fac, pentru că în partea aia e trapa care se apasă tot timpul și în partea asta... Ah, da, înțeleg ce vrei să zici. Da, să-l fac exact. Așa și acum... să... Numai că eu o să cad și el tot o să se întoarcă spre mine. Crezi o să tu? Fac zgomot când cad. Poate nu. Poate caz mai frumos. Vezi? Nu, caz frumos. Trebuie să ne... Nu, mă... Să ne concentrăm, lasă-l, nu trebuie să-l umilim, trebuie să-l batem. Asta tot. Extraordinar! Extraordinar! Vezi, asta mă enervează la nivelul ăsta. Pentru că problema e că pierd... De fapt, aici, la început, exact, e problema. Exact, pierd prea multe vieți cu fraierul ăsta. Hai mă, că nu mai am vieți. Fapt secretul? Ah, băi, deci nu vine să cred. Hai mă! Staring competition. Așa. Secretul e să pierzi o singură viață la asta, ca să ajungi cu 5 la final. Eu asta văd. Da, teoretic, sau să nu pierzi nicio viață. Maxim o viață să pierzi. Pentru că ai poțiune acolo. Sper că nu o să mai plictisez lumea cu alt. Cât ar. Tali, știi că tai dacă... Dacă e prea plictisitor o să tai. Hai că deja ai făcut un run complet în 3 minute al nivelului. Deci... Nivelul ăsta nu e lung deloc, doar că are mulți otomani. Și eu mă și bag să mă bat cu ei când ar trebui să-i aștept, pur și simplu. De exemplu, aici am fost un fraier. Când m-am dus eu repede. Că, mă rog, dacă te bagi în sânul lor... Nu vine să cred. Dacă te bagi în sânul lor și ataci de mai multe ori, de cel puțin o dată iei viață fără să poți să ripostezi. Asta e strategia pe care merg și care până acum a dat faliment. Extraordinar, nu vine să cred. Băi, deci nu mor! La propriu și la figurat. Da, mă, că te descurci. Da. Ai 23 de minute
in game, mai ai 17 minute. Hai mă, moartă de dracului. De data asta n-am mai pierdut nicio viață la deci asta. Deja ești godlike. Mi-am amintește de Nidhogg, stilul ăsta de luptă. Bine, doar că Nidhogg e mult mai rapid și mai frenetic și e multiplayer. A, știu despre ce vorbești. Ala, trebuie să-l cumpărăm și noi. Da. Are grafică chiar mai slabă decât ăsta, dacă îți vine să crezi. Da, hai că până acum sunt într-un grafic... Mamă, câte porți, câte butoane. Ok, dacă și acum pierd nivelul ăsta... Păi asta îți face cele mai multe probleme, de fapt. Că la ultimul te-ai descurcat dacă ai avea mai multe bare de viață. Adică eu așa văd, cel puțin. Hai mă... Am dat asta doar în atac. De ce? Asta, acum eu am apăsat pe sus, da. Trebuie și timingul să fie. De exemplu, și acum am apăsat pe sus, da. Încă e bine. Trei vieți sunt suficient. Bun. Bine, poți să te întorci pentru poțiune. Nu. Nu mai pierd atâta vreme. Plus că sunt chestii închise în spatele meu. A, deci nu mai poți să faci backtracking acum. Cred că nu. Totuși eu zic că faza cu shift-ul e... Mă rog, e mai bună pentru că ia lui mai mult timp să ajungă la posibil, tine. E posibil, dar eu scot sabia până ajunge. Acum... Nu! Ce avantaj? Deci... Puteai să-l bați de 15.000 de ori până acum. N-a fost așa greu, adică nu e mai greu decât da, restul. Da, nu, n-a fost greu. Am terminat. 21, am pierdut o grază de minute. Avem două niveluri. 21 de minute pe ceas. Da, și... la 11 n-ar trebui să mor deloc pentru că mi se pare că e o singură sau două bătăi, mi se pare. Uite, aici vezi că e o parte un upgrade și o să mergem după ea. Ok. N-ai nevoie de viață. Nu, da. E o săritură, nu. Săritură pe care trebuie să o faci din prima. Go, go, go. Okay. Și îmi face Nathan Drake. No, 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 no. Da. Și aici observ că este chestia asta care e susținută. Aha. Aia de altfel e și singura care nu wow. Holy fuck. Ca să poți să ajungi la upgrade la și fugi ta. Dintr-o bucată, nu să cadă. Wow. Ok, și bei viața. Trebuie să sar acum. Trebuie să sar de pe margine, că uite ce s-a întâmplat aici. Prinzi. Alunecă și trebuie să te prinzi. Ha. Și cam ăsta e, cred că e numărul maxim de vieți pe care îl iei într-un play run fără să-ți bați capul, da. Ok. Și aici mai e încă o chestie. Nu o să ne batem cu ăsta, ci o să ne gândim că țăcănitoarea aia să ține în ceva, nu? Și urcăm. Și trecem peste ea și... Și cădem capul. Du-te, mă. Așa, și aici e simplu. Deci nivelul ăsta e simplu. Dar care multe faze din astea care pot fi da, odată, dacă, da, ai, odată dacă ai greșit. Deci odată ce l-ai învățat pe de rost e simplu. Da, da, dacă greșești simplu. Ceva, trebuie să o iei de la capăt, când da, mai poți să da, se da. Duc. Ce-i drept nu e nici lung. Hai mă, unde s-o prea în față. Mă rog că în afară de ăsta mai e doar unul. Stai pe ultimul otoman. Și nici nu-i prea. Ha, gata. Mai avea și doar o viață. Ok, aici sărim în gol și... Și aici te-ai pierd o viață, n-ai ce să-i faci. Mă... Deci dacă erai cu o singură viață, it was the end. Fuck. Și acum mai trebuie să te mai bați cu un singur trist, și anume ăsta. Sper că am destul de... prezență de spirit. Ok, că până acum a fost praf.
fete față de aia din nivelul 10. Bo. Care consideră nivelul ăsta terminat. A, așa că cred că suntem totuși la carpet. Exact. La carpeta din serai. Ok. Și ultimul nivel, nu? Da. Cu... 12 minute pe ceas. Da, e suficient timp, doar că trebuie să montez tu două bucăți. Și aici ești disperarea mare, ultimul nivel, asta nu mai știe ce să-și facă, și ia gâtul. Asta e povestea pe care ți-o imaginai tu. Da. Așa. Ok, asta e un nivel pe cât de amenințător, pe atât de simplu, pentru că nu te bați cu nimeni. Ah, deci e platforming. Da, e platforming și trebuie să ții minte că te-ai despărțit de umbră în nivelul 4. Uh-huh. Da, pentru că cu umbră n-am mai făcut nimic de atunci. Da, a apărut atunci când trebuia să sari în hău. Uh-huh. Și cam atât. Wow. Deci nivelul ăsta este doar platforming. Mi place foarte mult cum a reușit să facă background-urile astea niște chestii așa simple, adică niște sunt în continuare atmosferice. Exact, exact. Bine, poate puțin cam multă lumină pentru un dungeon. Da, dar adică de la cele două torțe... Pe vremea aia nu era, adică erau, e totul practic lumina la același nivel, nu există diferențe. Da. În schimb, în Super Mario Bros. Primul, dacă ți-i minte, când intrai în lumea underground, inclusiv, inclusiv semnele de întrebare, cutiuțele se făceau negre, știi, da. Ca să dea senzația. Da, și alea era simulare. Ei, ideea aici e că vezi că trebuie să sari peste 4, mi se pare, sau 3. Uh-huh. Și ai nevoie și, de avânt. Și ai nevoie de avânt. Și să te prinzi. Da. De... Tu sabie. Observi o sabie aici. Ce faci cu sabie? O să cai sabie. O să vezi de ce se spoilerează tu. Da, deci trebuia să te și prinzi. Deci sunt 4. Îți dai seama, fără să știi chestiile astea că vei muri și aici pierzi o viață, n-ai ce să-i faci. E prea riscant să fugi într-o parte sau alta, că riști să cazi. Așa că mai bine... Dar de ce n-au sabia căzut? Nu mai e, nu? Uh-huh. De ce n-au căzut chestiile alea? Și nu te bați cu el, ci bași sabia și fugi în el. De ce? Te reunești cu el. Dacă te bați, în momentul în care iei o viață, ți-a știut o viață. Du-te-o. Ei, și dacă nu aștepți să termine melodia... Dar care a fost? Și fugi aici și te duci și cazi în hău. După ce aștepți să termine melodia, iată ce se întâmplă. Ce joc. Dar nu înțeleg. Da, aici nu am pierdut o viață. Nu înțeleg la... Oricum, da, dacă nu, mai, nu sunt lupte, nu contează. Da. Ei, aici e checkpoint. Și ce, aici ce nu înțeleg aici. Eu? Care a fost plot point-ul cu... cu Dark Prince, ce s-a... Nu știu, eu i-am zis umbra de fiecare dată. Pentru că în 2 reapare chestia asta și zice The Shadow. Și de-aia păi de se numește Shadow on the Flame. E, și suntem la, ce să zic, sub un minut de sfârșitul jocului. A, deci trebuie să te mai bați doar cu Jafar. Da. El Jefe! A, și are viață cu taiște. Ah. Nu poți să-l întorci? Ba da, dai treacă. Ma. E mai bun decât grasul. E bun. Dar are, asta, de asta spun că astea cred că sunt, acum s-ar putea să bag un am foc să nu fie așa. Dar cred că alea sunt toate ulcioarele secrete de vreme ce te aduc la același nivel de viață cu el. Hai mă, mori. Da. Ma. Aici e destul de clar când a luminat așa că you have done something amazing. Uh-huh. Și ce, îți deschide automat. Da. Da, nu mai are nimic în dreapta? Who cares? E, și aici e un fel de epilog. Nu. Așa. În care tot ce trebuie să faci este să mergi în față. Nu e nicio țeapă, nu e nimic. Doar mergi în față.
ca să vezi cât de ascuns era princesa. Da, da, da. This is the end. Mamă, e prima dată când văd jocul ăsta. De la Cap la Coadă. Da, deci îl știu de... Și a venit și șoarecele, frate. Bă, dacă nu era șoarecele, nu era nimic. Deci, au, de când știu eu jocul ăsta, 95-96. Și bineînțeles că prima dată un ecran de text era absolut suficient. N-a durat decât 20 de ani să văd finalul jocului. Da. Și ăsta, străinul care salvează pe princesă, nu o să mai fie cunoscut drept străin, ci drept Prince of Persia. Interesant e că doiul chiar are legătură cu povestea asta și începe din același punct. Îl are și speech în intro. Da, și da, poate da, o să-l faci un moment dat și pe ăla, dar e mult mai lung de... Da. Deci tot cam pe acolo, da. Cam muri foarte scrieți mult la... numele. Așa. Asta asta înseamnă că mai aveam 13 minute și 52 până să termina da, timp. Da, da, da. Și ăsta a fost Prince of Persia din 1990. Foarte tare, e un joc de-o seama cu mine. Da, și care, după cum ați văzut, mulți are foarte multe chestii care sunt valabile și în ziua de azi. Da. Sau și care, chiar mai complicat da, decât da, chestii e, trebuie să think outside the box ca să poți să joci asta, cel puțin fără un ghid, fără să vezi la altcineva. Bine, eu acum chiar și că știu toate șmecherile astea, sigur nu pot să-l fac din prima, trebuie să... Da, păi nu. Joc de mult. E vorba de timing, de da, skill. Da, și repet, de... dacă făceai speedrun în el, puteai să termini în, nu știu, 15 minute, cam așa. Dar asta însemna să fie totul perfect, să sari. Exact, prin, exact. Să nu prea stai să te bați cu niciun din ăsta, era complicat. Păi cam, cam asta a fost prima ediție de sesiuni de play. Poate data viitoare o să vin și eu cu un joculeț. Chiar te rog. Și it was fun. Da. Ce pot să zic, o oră de... Să mai joc încă o dată chestia asta. Ce mai e încă o oră la sutele pe care le-am până acum. Da, păi vă mulțumim pentru atenție și țineți pe Player One. Subscribe, like, share, comment. Știți și voi povestea. Și poate ne dați în comentarii și niște sugestii de alte jocuri pe exact. Care să le... Nu obligatoriu vechi, nu obligatoriu noi. Jocuri. Care v-au plăcut vouă, orice platformă, poate, orice... poate ne nimerim la gusturi și... Exact, exact. Okay. Mulțumim, bye-bye.